Femeie din imagine are 53 de ani și a fost diagnosticată cu cancer de col uterin cu 2 luni în urmă. Nici prin cap nu dădea că s-ar putea îmbolnăvi de așa ceva. Acum este internată în secția de radioterapie a Institutului Oncologic. Am avut dureri în abdomen, aveam slăbăciuni, am pierdut din kilograme. Când ea avea 10 ani, despre acest vaccin în țara noastră nici nu se știa. Eu am auzit de acest vaccin și este binevenit ca să, mai ales pentru acești tineri care încep de acum viața sexuală. Este al doilea an când Republica Moldova beneficiază de un vaccin pentru prevenirea cancerului de col uterin. Cele peste 4.000 de doze fabricate în SUA sunt destinate prevenirii apariției bolilor provocate de virusul papilomă uman. Ne-am asumat sarcina de a implementa acest program demonstrațional GAVI cu introducerea vaccinului anti-HPV, care este unul absolut necesar. Astăzi, pur și simplu, ar fi un păcat. Având în mână un instrument de intervenție de sănătate publică, cum este vaccinarea profilactică contra acestei infecții, să nu-l implementăm. Cursul integral de vaccinare constă în administrarea 2 doze de vaccin la un interval de cel puțin 6 luni. Acesta nu face parte din lista vaccinilor obligatorii și va fi administrat gratuit. Chiar și așa, puțini mai mici spun că și-ar vaccina copiii. E prea devreme, spun unele. Socot că e prea devreme, eu știu. Sistemul hormonal încă la dânsa nici nu e pregătit. Cred că nu, m-aș gândi încă mai târziu. Sunt micuți pentru așa vaccin. Astăzi a început repartizarea vaccinilor pe la instituțiile medicale din țară. Cei care vor să beneficieze de vaccin trebuie să treacă mai întâi un examen medical. Noi am ridicat 37 de doze. Fetițele care sunt planate, care sunt programate la noi în clinic, 37 de fetițe din anii 2007. În total urmează să fie vaccinate 15.000 de fete cu vârste de 10 ani. Campania de vaccinare va demara peste 2 zile. Din anul 2010, anual, în Republica Moldova se înregistrează aproximativ 300 noi cazuri de cancer de col uterin. Conform statisticilor oficiale, din cauza acestei boli în Moldova, în fiecare 2 zile moare câte o femeie.